Spune-mi, fiul meu iubit,
se oprinu. Cercul vieții nu pleacă ca la noi de la naștere la moarte, de la viață la moarte, ci de la moarte la viață. Deci pilda lui Iisus este o pildă fundamentală a omenirii. Dar dacă ea rămâne numai ca o poveste, nu are nici o valoare. În perioada postului, în ziua de Paște, pregătește o bucată de carne și mai mare. Și atunci bucuria lui nu mai este bucurie. Mi-amintesc când eram copil, Paștele avea o formă de primenire. Nu exista ca un copil să nu aibă de Paște ceva nou. Ghetuțe, pantalon, costum, cămașă, orice. Dar trebuia să simtă înnoirea. Nu mai vorbesc de felul cum se primenea casa. Totul se scotea afară și se spăla. Se văruia. Deci sărbătoarea Paștelui avea un simbol al reînnoirii, un simbol al amintirii pătimirii lui Iisus, care trebuie să ne însușim și noi. Pentru că noi, prin El, ajungem la acea cale de care vă vorbeam la început. Fiul
Set my world apart.
spinau in corona. Între doitele anima pus, eu am suspinat și-am plâns. Măicuța stă de față, îmi avea Iisus în brață, plângând la Iisus se uită, rănile mi le sărută. Măicuță-n-ar plânge când-și vede fiul sânge pe care maică-n o doare când vede că fiul-i moare. Răstignesc
Să tristă crucea lui Iisus, pe care s-a răscumpărat al lumii greu păcat. Aș vrea și eu pierdut și dus să plec sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plec sub crucea lui Iisus. La poarta crucii răsturnată stămam ca sfântă îndurerată, văzându-și fiul ei iubit pe cruce răstignit. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. O cruce sfântă cu putere, pe tine s-a răscumpărat, prin schinuri, sânge și durere al lumii greu păcat. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Și de aceea sfântă cruce noi toți ție ne-nchinăm, și chipul lui Iisus cel dulce cu dragă sărută. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută în lume suspinând, de ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cea sfântă a lui Hristos? Tu nu știi de rugăciune ce amară șelătoare
Vreau să vă spun că eu am o casă undeva lângă Cluj și în sat acolo preotul nostru slujește în anumite duminici la doi oameni. Păsările ciripesc